Pentru că mă bucur să vă revăd pe cei mai mulți dintre dumneavoastră și pentru că pe unii vă văd prima dată în clădirea acestei biserici, permiteți-mi să vă salut cum îmi place mie, Hristos a înviat. Opa, sărbătoarea vă marca deja, mai aveți o șansă. Hristos a înviat. Ce știți de bine răspunde că sunteți atenți. Slăvit să fie Domnul. El s-a născut, poate unii zic că am greșit, n-am greșit, intenționat, am zis a înviat, nu mai moare, nu se mai naște, ca să ne înțelegem, da? Nu se mai naște, nu mai vine niciodată pe planeta Terra, născându-se, va reveni pe norii cerului ca rege, ca judecător. Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! El revine în curând. De data aceasta, în acest an, recitind narațiunile care prezintă evenimentele importante din istoria Universului care îl prezentau pe pruncul Iisus născut, am remarcat o realitate. Nașterea Mântuitorului împarte planeta Terra în două categorii de oameni. A împărțit atunci și împarte și azi, exact în secunda în care vorbesc. Prima categorie de oameni sunt oamenii care au vorbit despre El, dar nu L-au văzut niciodată. Au stat pe strada Lui. Au stat câteva case mai în stânga, câteva mai în dreapta. Au fost vecini cu El. Unii, ca Irod cel Mare, L-au condus din perspectivă socială, politică, și unii dintre ei chiar religioasă, preoții cei mai de seamă. Și totuși, tragic, nu L-au văzut. A doua categorie de oameni sunt oamenii care, unii dintre ei locuiau într-o zonă mult mai îndepărtată decât locația nașterii Mântuitorului și totuși L-au văzut. Mesajul pe care l-am în această seară de la Duhul Sfânt e așa, e o poruncă. Dacă nu L-ai văzut, nu-i mai străba nașterea. Dacă nu L-ai văzut, nu mai pretinde că îi străbezi nașterea, că nu-i o străbezi, de fapt. Uitați-vă că Biblia spune, în pasajul citit, versetul 17, chiar de la versetul 15 vorbesc între ei păstorii și își spun ce au în inimă. După ce s-au întors îngerii în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să... Citiți vă rog cu voce tare. Să? Să vedem. Versetul 17 spune, după ce au văzut-o pe Maria... I-au tras o cruce, i-au aprins lumânări, au făcut mătănii, i-au dat daruri. Da? Așa scrie în Biblie. Hai, spuneți-mi cum scrie în Biblie. Cum e lâul ăla? Cu lâu mare? Știm tot suficientă gramatică să ne dăm seama că e vorba despre Iisus. Amin? Amin? Slăvit să fie numele Lui. Biblia zice, după ce L-au văzut, numai după aceea. Până nu L-au văzut, au fost muți. Gurile lor erau blocate, urechile lor erau foarte atente, ochii lor erau efectiv holbați în sensul pozitiv să vadă, îl găsim pe Iisus? După ce L-au văzut, au istorisit ce le spusese îngerul despre prunc. Dăm câteva pagini și ajungem în Evanghelia după Matei, capitolul 2, context în care Biblia spune că un mare bărbat, poate cel mai mare din vremea Mântuitorului ca și copilaș, Iisus, Irod cel Mare, a auzit vorbindu-se despre Iisus Hristos, niște magi vin de la răsărit, parcurg ca să împlinească profeția din Isaia 66, că niște oameni din Seba, străini, vor veni să aducă darul pruncului Iisus Hristos. Parcurs, spun specialiștii, 3500 de kilometri aproximativ și vin să pun o singură întrebare care a mișcat tot Ierusalimul. Unde este împăratul? Nu ne interesează templul, nu vrem să vedem preoți, nu ne interesează cărturari, nu vrem să vedem ritualuri religioase. Oameni buni, noi am venit și ne-am lăsat locurile de muncă pe pauză, ne-am luat concediu fără salar, am venit pentru că ne interesează unde este împăratul. Și în seara asta stric și eu și pun întrebarea asta de la Duhul Sfânt. Unde este împăratul? Este prezent aici.
Este prezent în mijlocul nostru. Strig din toată inima. Înălțat să fie împăratul. Înălțat să fie împăratul. Binecuvântat să fie numele Lui. Unde e împăratul? Și oamenii cu Biblie sub braț, că aveau sau nu concordanțe, erau cu Pentateuch, cele 5 cărți ale lui Moise, preoții cei mai titrați, învățătorii cu superlingviști, știau să citească în aramaică, în ebraică veche, știau să citească în tot felul de limbi. Și vin și spun, Mica 5 cu 2, deschid sulu și zic, în Betleemul din Iudeea trebuia să se nască Hristosul. Irod cel mare știe că băiatul ăsta care s-a născut este Hristosul. Crede asta. Este Hristosul. Când marii preoți aveau semne ale întrebării dacă e sau nu el Hristos. Îi cheamă pe magi, spune versetul 7, în ascuns, Matei 2 cu 7. Îi cheamă în ascuns, află timpul de când a apărut steaua pe boltă, semn că din secunda aia pruncul s-a născut. Știa vremea. Avea Biblie, avea evangheliști, avea învățători, avea preoți, avea ritualuri, putea să fie și îngropat, era cu mult alaia oricum îngropat, că era tetrarh. Îi cheamă pe magi și le spune, duceți-vă și cercetați mai cu deamănuntul. Mă, dar tu vrei să știi mai multe? Tu vrei să ai mai multe cercetări, izvoare, scrise, nescrise? Ce te interesează? Cercetați mai cu deamănuntul despre prunc. Și când îl veți găsi, asta înseamnă, zic eu în paranteză și nu greșesc, când îl veți vedea, dați-mi și mie de știre ca să vin. Citiți, vă rog, cu voce tare. Și eu să mă închin lui, mincinosul, să-i fie rușine. Întreb, l-a văzut Irod cel mare pe Iisus? Da sau nu? Niciodată. După ce au ascultat uimitor, după ce primesc porunca de la împărat magii, că nu-i suficient să fii un om care transmiți cuvinte bune, în urma cărora oameni să fie mântuiți, trebuie să le și aplici. Se zice amin. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Nu vreți? Ajută-ne, Doamne. Și după ce au plecat, iată că steaua pe care o văzuseră și n-a fost suficient să vadă steaua, pe care o văzuseră răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-au... Deasupra locului unde era pruncul, versetul 11 spune, au intrat în casă, citiți vă rog cu voce tare, mai tare vă rog, au văzut pruncul cu Maria, nu Maria cu pruncul, care dintre ei doi erau mai mari? Pe prunc era mic, cât să fie lățimea Bibliei, poate un pic mai mare. Maria era, bineînțeles, că mai mare. Știți pe cine au văzut? L-au văzut pe Iisus. Și și-a zis Simeon, tremurând probabil, n-avea, nu știm sigur dacă avea boala asta numită Parkinson. Știm că au trecut vremurile peste el. Luca 2 spune că dintr-o dată n-are somn bărbatul ăsta. Se smulge din așternutul lui. Își n-are ceas, nu-i fixat ceasul, nu-i programat să predice. Ăsta intră în clădirea templului, nimeni dintre bodyguards nu-l oprește. Și merge exact în locul unde este Maria, Iosif și cu Iisus. Biblia zice, versetul 28, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum eliberează-mă sau slobozește-mă în pace, stăpâne, după cuvântul tău. De ce? Căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Aliluia lui Dumnezeu. Dacă nu l-ai văzut pe Iisus, nu-i sărba nașterea. Cum să-L vedem pe Iisus în mileniu 3? Exact cum l-au văzut contemporanii Mântuitorului când s-a născut. Pentru că dacă veți analiza fiecare pasaj unde se prezintă nașterea Mântuitorului, veți observa că nicăieri n-au fost oameni care să ajungă la o întâlnire reală cu Dumnezeu fără să-L vadă pe pruncul Iisus. Și toți care nu L-au văzut s-au pierdut.
Pentru că cea mai mare dramă posibilă în mileniu 3 este să avem cântări, să avem cântăreți, să avem grupuri, să avem predicatori, să avem amvoane, să avem microfoane, să avem stație de amplificare, să avem clădiri. Să vorbim despre Iisus Hristos. Și totuși să-L pierdem. Să fim oameni super dotați în tot ce înseamnă materie de creștinism. Și ca Irod cel Mare să ne scape nașterea Mântuitorului printre degete. Să treacă Mântuitorul pe lângă noi neobservat. Să nu-L băgăm în seamă. 2 ani de zile a stat în obscuritate. 2 ani de zile nu L-au băgat în seamă. 2 ani de zile L-au ținut în grajd. Un bărbat necunoscut care și el L-a văzut pe Iisus. A intrat în audiență, au discutat cu familia, cu pruncii, cu soția, nu știu ce consiliu familial au făcut. Și au decis și au zis, băiatul ăsta nu-i oricine. Băiatul ăsta merită să vină la noi acasă. Așa se face că versetul acela din Matei, versetul 11, spune, când au ajuns magi, au intrat în casă, nu în grajd. Nu mai era în grajd, era într-o casă. Cum să-L vedem pe Iisus în mileniu 3? 1. A-L vedea pe Iisus presupune sinceritate. Toți oamenii contemporani cu nașterea Mântuitorului, vii în acei ani, L-au putut vedea pe Iisus pentru că au fost sinceri. A-L vedea sau nu pe Iisus n-a depins de clasa socială din care făceau parte. L-au văzut pe Iisus și magii, niște oameni specialiști în a citi stelele. Înțelegem că erau chiar păgâni, veniți de răstărit, n-aveau nimic cu zestrea ebraică. Dar atât de sinceri s-au pus pe drum, au călătorit luni, poate chiar ani în șir, în mijloacele de transport rudimentare din vremea aceea și nimic nu i-a oprit până când n-au ajuns să-L vadă pe Iisus. Pentru că oamenii ăștia, nici măcar nu le știm numele lor, inventează tradiția, lăsați-o în pace tradiția, că n-avem nimic cu ea, ne avem doar cu Biblia ceva. Și avem totul cu Biblia, amin? Slăvit să fie Domnul, glorie lui Iisus Hristos. Ce scrie cartea asta, zicem, ce nu punem pauză. Și nu inventăm. Nu zicem că îl chema nu știu cum, că avea nu știu cum îmbrăcămintea. Că... Nu ne interesează asta. Ce ne interesează și ce a făcut diferența între el, ei și ceilalți magi, este că magii ăștia, că o fi fost 2 sau 3, nu știu, cel puțin 2, că la plural au fost sigur, a fost că magii ăștia L-au văzut pe Iisus prin sinceritatea lor. Putea să zică, stați-vă cu minți, noi suntem cu legile noastre. Noi citim în boltă. Cine vă credeți voi ăștia din Ierusalim? Praf în drum de voi. Ne interesează pe noi de voi? O, ce mândre ar fi fost dacă ar fi făcut asta. Uitați-vă câtă nesinceritate există în Irod. Meschin, e periculos de rău, e plin de răutate. Vrea să-i prindă pe oameni, îi urmărește. Numai rău vrea să facă. Și totuși are o mantie de rege extraordinară, mă. Ăsta, dacă intra în clădirea Bisericii Betania, ai fi zis că e depus pe păreți, așa sfânt arată. Har Domnului că n-avem sfinți pe păreți, avem pe scaune și nu stăm în picioare, amin? N-a zis amin, nu vreți să fiți sfinți? Doamne ajută-ne, și eu vreau să fiu sfânt, să ne ajute Domnul pe toți. Irod cel Mare, nesincer. Nașterea Mântuitorului nu se mai repetă. Iisus Hristos nu mai revine să se nască. Însă întrebarea este acum când rememorăm aceste evenimente. S-ar prea putea din nesinceritate să nu-L vezi pe Iisus? S-ar prea putea pentru că ai gânduri așa de putere, de forță. Nu poți suporta ideea că un alt împărat s-a născut. Tronul lui se simțea că se zdruncină, îl interesa autoritatea, vorbea frumos despre Iisus Hristos, vorbea la nivel neologic, la nivel biblic, extraordinar, vorbea despre închinare, vorbea despre faptul că merge în fața lui să se proșterne înaintea lui. Și totul era doar minciună. Să trăiești o religie de zeci de ani, să bați drumul până la biserică, sute de kilometri să faci în total și să nu-L fi văzut niciodată pe Iisus Hristos. Să vii de nașterea Mântuitorului, cum se spune printre români, din Paști, din Crăciun, la închinare, într-o biserică, să aprinzi lumânări, să porți Biblia sub braț, să fii prezent la închinare, în slujbe religioase, indiferent de denominațiune religioasă și de cult.
și să nu-L vezi tu pe Iisus Hristos, să nu-L simți tu în casa ta. Eu îl simt pe Iisus în familia mea, eu îl simt pe Iisus în inima mea. Tu-L simți? Biserica Betania l-a văzut pe Iisus. Fiecare membru din biserica aceasta a avut experiențe cu Domnul și recunoaște că l-a văzut pe Domnul până în seara asta, să ridice o mână sus, să spună: Doamne, îți mulțumesc că ai intrat și în casa mea, îți mulțumesc că ai intrat și în familia mea, îți mulțumesc că ai adus vindecare, îți mulțumesc că ai adus eliberare. Și orice duh de nesinceritate, orice stare de gânduri care sunt nepotrivite cu voia lui Dumnezeu, de înălțare, de a fi careva mai important decât altcineva, să fie date la o parte în numele lui Iisus Hristos. Regele să fie înălțat, regele să fie înălțat, regele să fie văzut. S-a uitat la stea, nu steaua era importantă, era important regele pe care îl reprezenta. Nu era importantă ieslea, era important Iisus care stătea în ea. Uitați-vă câtă sinceritate la ciobanii aceștia. N-aveau școală, probabil, și nici n-a contat asta. Și-au lăsat turmele lor, pentru că au avut o singură dorință. Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Câtă sinceritate, câtă transparență, câtă inimă curată. Atât de interesat să-L vedem pe Iisus. În mileniu 3, în anul 2022, la finalul anului acestuia, îl poți vedea pe Iisus dacă ești sincer, doi. Al vedea pe Iisus de nașterea Lui înseamnă simplitate. Ne-am sofisticat farților alarmant de mult. M-a cercetat o imagine plecând de la biserică. Am văzut un bărbat cu o traistă în spate. Avea cărți în ea. Am fost mai atent, am mers cu mașina pe lângă el și Duhul Sfânt mi-a zis: vezi că nu-i corect, că el merge pe jos. Am parcat mașina în jurul casei și m-am întors înapoi. Mi-a părut rău că n-am avut mai mulți bani să-i dau, am avut câțiva și atât ți-am dat. Și când l-am văzut în sandalele alea, m-a mișcat inima și mi-a dat seama că suntem prea sofisticați. Uneori ne-e milă de covoarele noastre să nu le pătăm. Că oamenii miros prea urât, miroase prea urât să-l primești în casă. Și mi-am dat seama că exact ca bărbatul ăsta, pe drumurile de la Nazaret spre Betleem, călătorea un bărbat. Să n-aveți iluzia că atunci când l-a luat pe sus agentul secret al lui Dumnezeu în timpul visului, și când i-a zis: Iosife, fă-ți bagajele urgent, abia s-o șters la ochi, că dormea, s-o trezi din somn. Ce crezi că a apucat să ia în mâine? De frica morții. Pentru că îngerul i-a spus: fii atent, Irod cel mare este cu ochii pe băiatul născut pe Iisus și vrea să-L omoare. Pune-ți mâinile pe bagaje, scoală-te și dispari. Unde să mă duc, Doamne? Vezi că trebuie să treci granița până în Egipt. Să n-aveți imaginea, să iluzia că au luat papucii cei mai scumpi și hainele cele mai frumoase. Ne-am prea sofisticat, dragii mei. Am ajuns să facem din nașterea Mântuitorului obsesie pentru cumpărături. Am ajuns să facem din nașterea Mântuitorului obsesie cât de înalt să fie bradul. Aruncați-l pe geam odată! Am ajuns să facem obsesii din ce lumini punem pe geamuri și pe mașini și pe ce vrem noi. Unde e Iisus? Am ajuns să ne îmbrăcăm frumos, că-i nașterea Mântuitorului, și oameni dorm în canale. Câtă simplitate a avut nașterea Mântuitorului. Cât de mult universul parcă a stat pe pauză, oameni buni. Nimeni n-a reacționat. Niciun om n-a fost interesat să-i pună măcar ceva mâncare. M-am tot gândit, oare ce-o mâncat Iosif pe drumul ăsta de la Betleem spre Egipt? Cine s-a îngrijit să-i dea o mâncare, o masă caldă, o cină? Cine i-a dat? Că ne-am primit Dumnezeu un graj, că a vrut să vină pentru noi în simplitate, că nu l-a interesat luxul, proprietăți, bani, mașini, ce avem noi, onorul și diplome. Un singur lucru l-a interesat: să ne câștige pe toți. Și în seara asta strig la Betania: glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus!
că în graș putea să-l găsească ciobanul de pe câmpia Betleemului, că acolo, într-un loc josnic, avea cel ce mai slab om de pe planeta Terra. Și strig în seara asta, îți mulțumesc, Iisuse, că ai venit la noi să te putem primi toți. Și iartă-ne că nu te-am băgat în seamă. Iartă-ne că facem ce vrem noi din nașterea ta și tu rămâi uneori insensibil și rece și uneori te tratezi într-un mod grav, pentru că am făcut din noi ritualuri religioase. Nașterea Mântuitorului nu-i tradiție, nu-i formă religioasă. Nașterea Mântuitorului este venirea lui Dumnezeu pe planeta noastră. Dumnezeu s-a întrupat între noi să ne salveze viața. N-a venit să ne dea lucrurile pământului, deși toate ni le-a dat El. Recunoaștem în seara asta că tot ce avem noi e de la Dumnezeu. Mâna sus, vă rog. Lăudat să fie numele Domnului. Tot ce avem noi e din partea lui Dumnezeu. Faptul că e frigiderul plin, faptul că avem mașina pe care avem, faptul că putem să umblăm pe picioarele noastre, faptul că putem să cântăm la un instrument, faptul că putem transmite un mesaj, e de la Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu. Și în seara asta strig glorie lui Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem la simplitate. Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem la original. Să nu mai modernizăm Biblia. Să nu mai modernizăm sistemele noastre de închinare. Să ne întoarcem la o relație reală cu Domnul Iisus Hristos. Să-L primim pe Iisus, să-L vezi pe Iisus în viața ta. Să-L simți în fiecare secundă care se derulează. Asta înseamnă simplitate. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Să-L vezi pe Iisus înseamnă, în al treilea rând, sacrificiu. Unii vor spune, doar magii au sacrificat mult. Au sacrificat din timpul lor, au sacrificat din banii lor, au sacrificat din cadourile lor extrem de valoroase. Aur, este ceva foarte valoros. Vreau să vă spun că și păstorii au sacrificat. Pentru că oamenii ăștia erau pasnici, era jobul lor, era locul lor de muncă. Și câmpiile Betleemului erau pline de turmele tuturor locuitorilor din Betleem. Era ca și cum ai fi avut un business foarte mare. Și toți oamenii, pentru că vremea aceea știți că majoritatea erau agricultori și creșteau animale, toți și-au angajat sau și-au așezat turmele lor. Și niște oameni responsabili de-a lungul timpului păzeau turmele lor. Dacă în vremea aia în care ei mergeau sau erau pe drum spre Betleem și pe durata timpului cât au stat să-i se închine lui Iisus, un animal sălbatic sfâșia turmele acestea, le sfâșia măcar o parte dintre ele, să știți că era o mare pierdere financiară, era un mare risc ăsta. Însă păstorii din Betleem au zis, indiferent ce sacrificăm, noi îl vrem pe Iisus. O viață întreagă a trăit Simeon, știți cu ce scop? Să-L văd pe Iisus. A zis, nu o să mor, nu o să plec cu trupul meu neființ, până când nu vor vedea ochii mei mântuirea lui Israel. Pentru asta trăiesc, pentru asta respir, pentru asta mănânc, pentru asta mă duc la templu, pentru asta exist. Ajută-ne, Doamne, să existăm pentru gloria numelui Tău. Ajută-ne, Doamne, să ne sacrificăm ce avem noi mai bun. Ajută-ne, Doamne, să ne dăm pe noi înșine. Să ne oferim viața noastră într-un mod total ca sacrificiu pentru Dumnezeu. Magii sacrifică timp, spuneam, vin de departe. Dacă nu L-ai văzut pe Iisus, vă rog să-L vezi în seara asta. Și până nu-L vezi, nu-i mai serbana.